Incidentul s-a petrecut în localitatea Albota din județul Argeș. Pompierii au intervenit în jurul orei 3 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion încărcat cu mașinuțe destinate unui parc de distracții și echipamente electrice. Șoferul a observat flăcările și a sunat imediat la 112. Din fericire a reușit să se salveze la timp. Flăcările violente s-au extins cu repeziciune și au cuprins întreg vehiculul. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este de natură electrică.